It's your time now. Your work is done and now you're free. It's your time now. Your time. Sit back, relax, put up your Sit feet. Back. It's your time now. A couple with good company. Yeah. We're here to share the morning with you. Yeah, yeah, yeah. Uniformele școlare au fost introduse în sistemul de învățământ pentru a responsabiliza elevii, dar și pentru a crea o atmosferă profesională. Fie că sunteți de acord cu ele sau nu, uniformele școlare reprezintă un subiect aprins care nu poate fi ocolit. Primele uniforme școlare au apărut în Anglia, în școlile cu internat pentru copiii săraci. Uniforma de tip Tudor era neagră, simplă și purtată cu șosete galbene înalte. Cred că este o opțiune foarte bună care este aplicată în liceu, de regulă, și dezvoltă organizarea personală a elevilor și pe viitor îi dezvolt în partea ca băieți să fie gentleman, da, și să aibă grijă de sănătatea lor și fetele iarăși să aibă grijă să își mențină tot timpul gulerașul alb și ținuta frumoasă. Frumos când mai ales băieții se îmbrăcați la 4-a, adică asta arată foarte bine, mai bine decât blugi. Uniforma poate fi formată din 5 piese. Merge sacou, atât pentru fete cât și pentru băieți. Este vestonul sau ilicul, să zicem, vesta fără mânici. La fel, atât pentru fete cât și pentru băieți. Pantalonul, la fel, fete și băieți. Fetițele deja pot să mai asorteze sau poate să fie piesele fustița sau sarafanul, rochița, care se ajustează. Plus deja ca accesorii, papionul sau cravata. Un alt tip de uniformă era cea de șoim al patriei, apărută în 1976. Era compusă din două piese, o bluză și pantalon sau fustă bleu-marin. După 1989, cel mai des întâlnit model de uniformă este cel cu cămașă pe pit albastră și șorțuleți pentru fete, iar pentru băieți, costum închis la culoare purtat cu aceeași cămașă în carouri. Da, eu sunt de părere că uniformele școlare trebuie să fie în școli, deoarece nu o să mai fie divergență între copii. Toți o să fie egali și nu o să mai fie chestia asta că tu ești îmbrăcat de nu știu câți euro și eu de 100 de lei. Culoarea este culoarea albastru închis, culoarea diplomat. De ce culoarea negru nu este recomandată chiar de către psihologi, deoarece este o culoare care iar face copiii mai pesimiști. Alte culori mai aprinse, la fel, nu putem să le folosim, că iarăși suntem într-o instituție de învățământ. Acum anul ăsta s-a optat, de fapt, culoarea albastru, așa cum am zis, carouă în roșu cu albastru. Și deja culoare vișinie. În India, uniforma este un element foarte strict din procesul instructiv educativ. Pentru băieți, aceasta constă în pantaloni bleu-marin și cămașă albă. Fetele îmbracă bluzițe albe și fuste bleu-marin. În China, uniformele școlare sunt confecționate în stil sportiv, la fel ca și în Germania. Hainele au diferite grosimi în funcție de temperatura de afară. Stofa este diferită, în dependență de pentru piesele care se folosește. Partea de sus, vestuțele, fără mâneci, sunt din bumbac și lăniță, ca să ții și mai cald. Optăm mai mult pentru bumbac, pentru stofe calitative, chiar dacă termenul lor de exploatare este puțin mai mic, însă părinții vor să fie stofa calitativă. Mulți copii sunt alergici și de ce optăm pentru stofa da. Un copil trebuie să aibă vârsta copilăriei, adolescenței și după asta încet încet să ia așa viața, știți cum, în treptele, să zic eu așa, delicate, în treptele juste,
Înțelegeți? Nu este bine când un copil de 14-12 ani, o fetiță, deja își pune ambiția că ea vrea părul într-un mod sau altul. Sau... Nu este bine. Toți sunt la fel, toți sunt... Nu e unul mai înalt, altul mai jos, toți sunt egali, toți sunt frumoși. Așa eu cred. În blugi și cu un cardigan bordo. Așa vin, mai nou, îmbrăcați la școală elevii de la Liceul Teoretic Gheorghe Asachi din Capitală. Ideea unei astfel de uniformă le aparține foștilor absolvenți și este atât pe placul școlarilor, cât și pe placul profesorilor. Ideea de a implementa uniforme este una, putem spune, antică, pentru că vine de la ceilalți, de la foștii absolvenți. Și în fiecare an se discută despre uniforme, despre dacă ar trebui să fie, cine de uniforma aia trebuie să fie, așa în fiecare an se spune, noi avem o uniformă în liceul nostru, dar nu se poartă în mare parte, doar așa la început de an. Și pentru că s-a redeschis subiectul uniformei, Senatul Elevilor s-a angajat să elaboreze un nou model de uniformă care să fie mai plăcut elevilor și să dorească să poartă. Noi am elaborat un model de uniformă mult mai accesibil, blugi și o simplu vestă bordo pentru clasele 9-12 și albastru închis pentru clasele 5-8 și ne-am axat pe producători autohtoni, respectiv toate, deci piesele uniformei sunt produse de branduri autohtone. Și în literatura și arta la noi, uniforma gândirii începită la uniforma școlară. De acest postulat m-am ținut până mai ieri. 4 ani în urmă, însă, un grup de elevi a venit la mine cu o propunere să revenim la uniformă. Care au fost motivele aduse de copii, foarte dure, dar e realitate. În liceul Gheorghe Asache învață copii de milionari, de oameni care vin la școală în Porsche-uri și de copii care mănâncă doar la școală. Școala este de stat. Noi avem un număr mare de copii, orfani, de mamă sau de tată. Mai nou, știți și dumneavoastră, jumătate din copii sunt cu părinți plecați peste hotare. Prima perioadă nu au bani deloc, după aceea au prea mulți. Decalajul acesta dintre situația diferitor copii din aceeași clasă, din aceeași școală, etalarea modei, a tendințelor de modă, câteodată debusolează elevii de la sarcina principală pe care o au în școală, a învăța. Din aceste motive, eu am fost convins de elevi să revenim la uniformă. Care poartă uniformă, practic nu au evident diferențele astea sociale, haine mai colorate, mai noi, mai vechi, plus uniforma îți dă senzația asta că tu ești partea unei echipe, că tu ești într-o instituție unde se practică ceva serios și unde tu sau înveți sau faci meseria. De aceea, copiii în uniformă probabil au atitudine mai serioasă față de procesul de studii. Elevii în uniforme mi se par mai organizați, mai prietenoși și mai uniți parcă. Da? În altă parte, elevii fără uniforme sunt mai diverși, mai interesanți, mai deosebiți și fiecare pot să vezi individualitatea. Și mai des la cei mici, hainele le aleg totuși părinții și atunci
Asta o spune despre individualitatea sau personalitatea părinților și nu al elevilor. Decizie foarte rar întâmplată în evoluția relațiilor sociale când vine totuși de jos. Vine de la copii, senatul liceului Gheorghe Sache, 2 ani urmă a făcut un plebiscit, o cercetare în care s-a văzut care sunt elementele cele mai dorite de elevi pentru a folosi aceste această uniformă. Eu vă pot spune că este o uniformă deosebită de alte instituții de învățământ. În partea de jos pantalonii sunt blugi, blugi de culoare clasică. Eu tot astăzi sunt îmbrăcat în acești blugi care sunt etichetați cu acea bucățică de piele care se spate, da? Unde este numele instituției și numele celui care îl poartă, pentru că vă dați seama, la cultură fizică se dezbracă toți cu același pantalon, nu se îmbracă pe urmă. Deci pe fiecare pereche de pantalon este imprimat și numele purtătorului acestei. Și nu doar în liceul teoretic Gheorghe Sache, uniforma este un element esențial în procesul instructiv educativ. Printre liceele unde uniforma a devenit un lucru indispensabil, se numără Liceul Academiei de Științe, Liceul Teoretic Ion Creangă, Liceul Teoretic Orizont, Liceul Teoretic George Meniuc, Liceul Teoretic Dante Alighieri, Liceul Teoretic Miguel de Cervantes, Liceul Teoretic Iulia Hașdeu, Liceul de Limbi Moderne și Management. Ceea ce afectează emoțional pe copii atunci când ei vin la școală în hainele care le au, poate au doar o pereche de straie și văd că cineva din colegii fiecare zi schimbă rochia. O băiat are și sacou și cravat și cămașă albă și el vine doar într-o cămașă mai surie sau mai veche. Asta chiar îi afectează. Atunci când sunt în uniforme, mai des nu se observă chestia asta. Și totuși, uniforma îți dă senzația că tu, da, vii ca să faci o muncă serioasă sau vii să fii o parte dintr-o instituție mare. Eu nu am avut ideea asta ca și profii să aibă uniforme. În cudese ori, profesorii insistă ca elevii să vină uniforme, dar ei vin destul de diferit de colorat. Și poate dacă ar fi și profesorii în uniforme, poate cu o nuanță mai diferită. Asta ar fi ceva ce i-a motivat pe elevi să îmbrace uniformă și să vie, să fie, da, o parte a unei instituții cu logo-ul pe uniformă.
Probabil că dacă este cineva cui nu-i place o anumită culoare, el o să fie deranjat de ea, sau poate modelul uniformei și atunci o să fie. Dar să zic că în masă ar putea să influențeze în lucrurile, plus de obicei să aleg culori mai moi, mai mate și nu țipătoare sau foarte aprinsă ca să nu deranjeze vizual. Chiar dacă uniformele școlare nu sunt impuse de către Ministerul Educației, totuși acestea câștigă teren în instituțiile de învățământ din țară. Aceasta se datorează tendințelor de a elimina discriminarea dintre copii, dar și a nostalgiei părinților față de vremurile când uniformele școlare erau obligatorii. Pentru un set de uniforme școlare, părinții vor fi nevoiți să scoată din buzunare circa 1.500-2.000 de lei. Cred că cel mai mare avantaj este economisirea banilor sau bugetul familiei. Nu ar trebui să le cumpere atâtea haine, că nu știu dimineața cu ce să se îmbrace. Așa este o uniformă stabilită pentru toți. Al doilea ar fi disciplina și egalitatea între păturile sociale. It's your time now. Your work is done and now you're free. It's your